14. Oh my fucking god! G2A. Jocuri carnivore la prețuri ierbivore. Folosește codul SKY pentru o reducere de 3%. Bună să vă fie inima, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou episod de Ark Survival Evolved. Ce ești mai agresiv așa? Fraților, două lucruri pe care trebuie să le discutăm extraordinar de foarte rapid de... o să fie de discutat. Una la mână. Și cel mai important, pentru că în momentul de față începe seria de Ark Survival Evolved să implice mult mai multă muncă decât implica până acum. Până acum ne-am jucat un picuț cât de cât, hai, pac, 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 etc, etc. Am putut să menținem o serie zilnică. Din acest moment, datorită faptului că începem să avem de-a face cu chestii mai grele. Bine, în episodul în care domesticim ceva, presupun că o să fie mai lejer. Dar în astea de construit, datorită faptului că o să trebuiască să stau ca tâmpitul și să strâng resurse și chestii de genul ăsta, seria o să apară odată la două zile. O zi da, o zi nu. O zi da, o zi nu. O zi da, o zi nu. Așa. În slotul când nu este, o să fie probabil Minecraft la perfectul simplu, mă gândesc eu. Așa. Trecem un picuț la un program... Bine. Da. Aveam de gând să fac 4-5 clipuri pe zi. Nu-mi iese, nu reușesc. Mă stau prea mult pe videoclipuri și după aia văd comentarii. Datorită faptului că nu stau suficient de mult pe Ark, spre exemplu, văd comentarii de genul: astăzi ai stat și te-ai plimbat toată ziua, a fost plictisitor, n-ai făcut nimic. Mulțumesc, apreciez foarte tare. Faptul că am reînregistrat episodul și că a ieșit foarte, foarte ok față de ce era înainte, nu are absolut nicio... Deci, practic, munca nu se vede și e degeaba. E clar. Așa, ce voiam să fac? Voiam să mă duc să iau de aici niște kibble, pentru că astăzi aș vrea foarte tare să încercăm să domesticim un Argentavis. Nu de aici, bineînțeles că nu de aici, dar sunt chiar. 44 până la 50, mai sunt 5 bucățele. Una la mână, doi la mână. Aș vrea să discutăm un picuț despre calitatea videoclipurilor. Observ în comentarii foarte multă lume care scai cei cu calitatea asta de căcat, că cam aș pe aia de calitate. Nu cred că aveți toți căștile așa, că nu se continui cu toate comentariile care îmi apar, dar sper că înțelegeți ideea. Bun. Ce se întâmplă cu calitatea? Păi YouTube-ul își cam bate un pic cu joc de noi. În ce sens? În ideea că dacă... Deci eu aș pun aceste videoclipuri, ca să înțelegi, eu pun aceste videoclipuri la 4K. O rezoluție maximă, maxima rezoluție posibilă de 4K. Am mai discutat noi în trecut legat de treaba asta și vă spuneam că încercăm acest lucru ca să păcălim cumva YouTube-ul și să-i zicem: bă, fii atent, la 1080, tu dă-mi o calitate mai clară decât mi-ai fi dat-o în mod normal dacă ți-aș fi pus la o rezoluție mai mică, da? Ideea este că YouTube-ul ia acel videoclip și zice în felul următor: ok, eu îți am luat videoclipul ăsta la 4K, hai să încep să îl procesez ca să îl pot da pentru absolut toată lumea, da? Deci YouTube-ul nu poate să-ți dea, tu te uiți pe telefon și YouTube-ul să-ți dea videoclip la rezoluție de 4K. 4K ce înseamnă? 3860x2160 sau ceva genul ăsta. Pe acolo. Deci nu poate să facă chestia asta, că ar fi absurd, ar trebui toată lumea să aibă internet din ăla, de NASA, da? Și atunci ce face? El începe ușor, ușor și procesează videoclipul, da? Nu știu să vă zic exact sub ce formă procesează el videoclipul, pentru că, na, chestiile astea sunt secrete la YouTube, dar ca idee generală, în momentul în care eu fac un videoclip public, dacă mă uit acolo la setările de pe YouTube, văd că are rezoluția, printre rezoluțiile procesate deja de către YouTube, are 720, 1080 și alte încă câteva rezoluții. Da? Deci mă asigur că măcar 720 și 1080 sunt rezoluții puse ca să poată ajunge la voi. Și în momentul ăla, deci, dar nu e procesat maxim. Deci nu apuc să-l procesez maxim, pentru că dacă aș aștepta să proceseze maxim, atunci practic nu ar mai apărea videoclipul în ziua respectivă. Și am tendințat să înregistrez videoclipul în ziua în care apar. Da? Mă plângeam eu la lumea de pe live că ca să nu mai fac chestia asta, ca să fac videoclipurile și să le pun în ziua următoare, ar trebui eu dintr-o dată să devin un om mai bun, să devin un om mai neleneș, ceea ce, mă rog, hai să fim serioși. Hai să nu ne mințim singuri.
Așa. Deci nu este procesat maxim să văd inclusiv rezoluția de 4K, pentru că oricum mă gândesc că rezoluția nouă nu se uită la rezoluția foarte multă lume. Adică un foarte mic procentaj dintre voi are un televizor de 4K la care să se uite și să se uite pe YouTube, da? Bun. YouTube-ul își bate joc după aia de mine un picuț, pentru că mă trezesc cu oameni care îmi zic de ce mi-apare doar la 360? De ce pot să-l văd numai la 1080? Nu mai înțeleg nimic. Deci eu mă jur că în momentul în care îl fac public, rezoluția videoclipului include inclusiv 700, include inclusiv, bravo, gâgă, este, are inclusiv 720 și 1080p, da? Dar se pare că YouTube-ul câteodată dă 360, câteodată dă numai 1080, cum vrea el. Într-adevăr, după ce trece o zi de la upload-ul videoclipului, este procesat complet videoclipul respectiv și apar toate rezoluțiile fără niciun fel de probleme. Asta o să facem, nu știu, deci astăzi nu știu dacă o să-mi iasă treaba asta, dar o să încerc ușor, ușor pe viitor să postez, deci să public un videoclip care să apară în ziua următoare. Să-i las 24 de ore, cel puțin, videoclipului ca să se proceseze. Deci toate argeurile astea sunt de caca. Nu știu cum să vă explic. Una la mână și de la mână mi-e frică să mă bag cu guștirul ăsta al meu, pentru că e, nu e făcut pentru atac, este făcut pentru viteză. Ar fi ăla de level 44, dar aș fi preferat și unul mai mare totuși. Hai să mai mergem un pic mai încolo, poate găsim ceva mai interesant. 16, 32, deci până acum cel mai mare a fost 44. Iarăși 16, 44 iarăși. Hai să ne dăm un pic mai sus. Un teranodon. Deci asta este, ca să înțelegeți și voi ce se întâmplă, pentru că văd foarte mulți dintre voi foarte tineri care nu înțelegeți ce se întâmplă și aveți impresia că eu pun videoclipurile la la rezoluții proaste. Mă rog, proaste pentru a le putea voi viziona. Tiranozaurul de 84, nu avem în momentul de față cable pentru el. Deci nu, eu pun la o rezoluție maximă și după aia YouTube-ul trebuie să-și facă treaba și să proceseze ușor, ușor, ușor. Eu, ca să apară videoclipul mai repede, să nu fie o zi fără video, fără arc, îl pun mai rapid decât ar trebui probabil să-l pun. Deci ar trebui să aștept pentru acel 4K și după aia să-l pun, numai că bineînțeles că îi ia o veșnicie. Ok, deci cam astea ar fi cele două subiecte pe care am vrut eu să le discut cu voi așa de început, cât încă sunteți pe videoclip, cât încă n-ați închis videoclipul. Una la mână. Arcul apare odată la două zile și doi la mână, să știți care e faza cu rezoluția și că o să încerc să le fac cumva să apară la rezoluțiile care trebuie. Mă rog, să aștept mai mult timp până le postez, cam asta ar fi ideea. Băi, unde găsesc, mă, și eu un arc de level mai mare, frate? Deci toată chestia asta numai ca să pot să, adică să pot să sper, să pot să iau un, e un raptor aici, îl vedeți? Îl vedeți? Sunt mai mulți raptori, fac. Ca să pot să iau un gândac, sper eu. Aici e foarte mult metal, că veni vorba. Stego, ce level ești tu, Stego? 28, neinteresant. 12, neinteresant. Mai e, mă, chieftain-ul ăla aici pe undeva? What the fuck is that? Ai o piatră? Du, ce ciudat e, mă gândeam, mamă, să vezi că e un wyvern. Cred că avem un wyvern, dar mi-e frică să-i caut. Mi-e frică să mă să-i caut. Serios? Fuck me, eu nu stau după ei. Nu stau să vină triburile cu argiurile după mine. Deci nu pot să cred că au și argiuri. Mă, hai, mai mă, serios, mă-ți bag jos de viața mea. 16. Oh my fucking god! Dragon de level 28, ești cu capul! Vorbeam de wyvern și tu mi-arunci în față un dragon? Stai skin, stai așa. Dete, că nu văd. Oh my god. Oh my god. De ce, lume, de ce? Ok, hai să nu stăm pe lângă el foarte mult, pentru că știm foarte bine din experiențele anterioare că dragonii au tendința să fugă, să întreacă orice și tapejara, știm foarte bine că în momentul în care se domesticește este mai încet decât un tapejara sălbatic.
Dude. Băi, nene, mă, de jocul ăsta nu, nu se joacă, mâncava sufletul vostru, jocul ăsta... lume, dăm putere. Argi. Tot de 16, mi-e frig, dintr-o dată mi-e frig. Păi și ce facem, mă? Ne limităm la un argi de level 44, mă? Am găsit un baraj aici de castori și m-am mâncă să mă duc să-l caut. Oare aș putea, mă, să-l atac și să-l trag mai încoa? Level ești, mă? Level 8. Level 32. Ăștia mi se pare că nu sunt agresivi direct, nu? Ia stați așa să ne uităm un picuț în jur. Lima întreia vieții. Avem un urs de level 36 acolo. Trebuie să fim atenți și la ăla. Știi ce mă mănâncă? Mă mănâncă să-l adorm. Și să-i fur... Încercăm norocul, mă? Stai locului, da? Ei, hai să vedem ce noroc avem aici. Ok, stai locului. Fugi, 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 că vine ăla altul după tine. Ok. 23 cu 400. Mamă, se mentem pe ei, sunt de acord. Dar 23 de silicopols, mâncava sufletul vostru, nu mi se pare cine știe ce. Bine, în momentul de față, suntem destul de ok cu resursele pentru darts-urile astea ale noastre, deci nu trebuie să ne facem o problemă foarte mare. Dar oricum, 23 de... De ce ar fi, mă, alfa para, mă, mâncava și sufletul? Paracerateum. Paracerateatatatata. Uitați-l și voi. Parasaur. Alfa para de level 20. Vai de capul tău. Stai că văzui un iguanodon, uite-l. Level 8, neinteresant și nici nu e alfa. Ia să vedem aici. Vreau să mă duc la pe muntele celălalt să văd dacă acolo găsim ceva interesant. Sincer, cred că o să găsim ceva care să ne omoare și mai rapid decât am fost omorât până acum. E câte o cutiuță din asta de aici, dar nu știu la ce se folosește. Ce ești tu, mă, nene? Explorer Note. Da? Îmi zici despre Giga? Vai, ce interesant. Close Note. Ok. Dacă zici tu și acum îmi dă un boost de XP, nu? Pe care nu știm să-l folosim. Nu știm, nu? Nu avem la cum să-l folosim. Am mai văzut un castor. Stai așa că am mai văzut un castor. Uite-l. Ce level ești tu? Level 4 castor. E și unul mai încolo de el. Câtă viață ai tu? 560 castor. Zice. Oh, fuck, stai așa că-s piranii aici. Oi! Hai să fim atenți în jur un pic. Ok, momentan nu e ceva de care să ne speriem foarte tare. Vreau să arunc astea. Pe tine să te pun aici. Pe tine vreau să te atac. Ok, mi-a dat pelt. Mai e unul în partea aia, dar... Transfer, fugi. Ok, lemn nu avem nevoie. Și restul 33. Fraților, vrei că am plecat după argi și găsim chestii mai interesante decât argiu. Fire Wyvern de level 8. Doamne Dumnezeule, de ce? Am aflat că X-ul cu X poți să te ridici pe verticală. Mă,
Am găsit un arci de level 68. Nu. Asta pare să stea pe acolo liniștit. Unde ești tu, argiurile de level 68? Asta? Nu. Asta? Nu. Asta? Da. Deci avem un argi de level 68 acolo. Eu v-am mai interesat. Aaa, ce, ce? Nu, 20, level 20. Mă gândeam, am 120. Eram... Oi! What the fuck is that? Un tribe pe... Ai Apex? Nici nu știu să citesc în puii mei, level 108! Dude, e cu... asta, armură... What? Tech armor, că nu-mi vine în pana mea. De ce, mă, nene, mă? De ce, mă? De ce, mă? De ce vrei tu mie moartea, mă? Mă, jocule, mă. Acum nu mai văd argiul meu de level 68. Level 4. Unde dispăru, mă, gușterul? Bă, sper că nu mi-l moră rău ăștia, că argiule-s proaste, frate, se bagă cu cine nu... Pulmino, tu? Nu, asta e argiul de level 20 cu un pulmino foarte mare. Unde e, frate? Trebuia să mă fi dus să-l fi atacat din prima. Nu-i, mă, nenicule, mă. Vreau să mă fi dus să-l fi atacat din prima, mă, frate, să nu fi pierdut. S-am zis că, na, poate mai găsim unul mai interesant. Un Spiky Dragon. Uai de... Level 44 Dragon. Ce are, mă, de ce faci, mă, așa? Eu fac așa? Argi de level 12. Mai e unul lângă tine, mă, nene? Parcă mai fă unul lângă tine. Aha, uite-l aici. Nu, level 28, slăbuț. Asta e tot level... asta e. 68. Ho, ho, ho. Come to me, my friends. Fiți atenți, fiți atenți. Hai la tata, hai la tata, mâncați-și gura ta. Vii? Nu, că stăteai bine. Stăteai super bine. Băi, cât de aproape pare dragonul ăla, mă jur, n-am văzut așa ceva. Nu. Trebuie să-l las să mă mai atace din când în când, mă, mai atacă, mă, na. Așa, mai dă-mi, mai dă-mi, mamă, mamă, ce rău ești tu, așa, 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 bun. Sincer, nu mă cântă să stau cu el să mă atace până acasă. Hai să vedem, uite aici, pe dealul ăsta. O fi mai safe un picuț. Aha. Ce, mă, ce, ha? Vreți să ne batem? Hai să nu mergem mai rapid decât trebuie. Așa, 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 vino aici, suporte pe mine. Fac, mi-am auzit ceva. Dude. Vino, vino. What the fuck? Ce s-aude, frate? Ce-s bubuiturile alea? Tu, mă, tu faci așa? Cred că mai avem un arge aici. Bă, s-au niște bubuituri și nu știu de unde. O fi de la dragon? Dude, nu par să fie de la dragon. Alpha Parazoa has been defeated. Din stânga noastră de unde o vin. Ok. Stai că am văzut argiul ăla de acolo. Super. A!
tu dai mă cu bombe! Orange Trans on level 16. Fucking Christ. Dude, deci m-am speriat în puii mei, zic, bă, nene, ce monstru ar putea să dea în asemenea hal? Ce s-a întâmplat cu argii meu? L-au omorât un Trisman? Ăsta sponează alosauri, pentru că de ce nu? Dude, ce m-am speriat în puii... Nu, serios, ce s-a întâmplat cu argii meu de level 68? Nu îmi spune că l-a atacat capsomanul pământului. Dude. Serios, mă? Tu ești? Nu știu, ești level 20. Fac mi stai că am văzut cu coada ochiului dragonul. Nu mă încântă perspectiva. Ai, mă, nene, mă, ai, mă, mâncava sufletul vostru, mă. Ia uite ce avem noi aici. Un level 64. Și un alfa quest de level 20, dar momentan nu cred că mă interesează alfa quest-ul, cred că mă interesează gușterul ăsta. Nu, 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 nu te du jos, nu te du jos, că sunt gușteri jos. Hai cu mine, hai cu mine. Hai cu mine, mâncața și gura ta. Nu știu unde... M-am dus pe partea cealaltă a muntelui. Nu am idee unde să mă duc să... Așa, ține-te după mine, ține-te după mine. Să mă duc să-l domesticesc undeva jos, dar nu știu unde. Ăla e un baraj? Nu. Așa, 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 vin la tata, vin la tata. Hai că pe aici sunt iar gușterii ăștia cu pana mea, frate. Deci abia l-am găsit. Îi spunează-mi puțicenile astea de... Hai cu mine, hai cu mine. Man, come on, come on. Bravo, bravo, bravo. Uite, plaja asta pare să fie mai ok. Hai. Ușurel, ușurel. Mai atacăm o dată, bravo. Vii? Bravo. Bine. Hai că vine. Nu, 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 nu. Ah, fuck. Hai mă, omul lui Dumnezeu. Nu mai văd nimic, frate. Hai, te rog eu frumos, te rog eu frumos, că n-am timp de tine. Bravo. Fugi, 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 fugi. Vino, 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 vino. Bravo. Bravo! Ar fi bine să mă opresc undeva să-i dau niște carne, că mănâncă tot chibălul gușterul. Dăm, 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 dăm. Da, 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 da. Vino cu a, vino mai aproape în puii mei. Hai, 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 hai. Nu vrei să stai jos? Nu mai mânca din kibble! Am reușit, mai că am reușit. Ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh, ho, ho. Ce sunteți voi? Stai cu level 8, stai cu level 16, nimic interesant. Carno level 12, iarăși nimic interesant. Ho, oh, Doamne Dumnezeule, deci... cu vorba copilor mei de pe live. Am transpirat pe scaun în pară avea cu toți dragonii și wyvernii și ia uite-l. Wyvern de foc. Level 8, dar fapt pare că mă distruge instant, că doar așa se întâmplă. Băi, sunt mantisuri. Avem și mantisuri. O să mă gândesc la ce am putea folosi un mantis. N-avem la ce să-l folosim, este? Vorbeam de wyvernul ăla de level 8. Ia uite, fire wyvern de level 32. Yep. Dar aș vrea să-l văd cum se bate cu niște triburi și cum îi distruge. O, ar fi epic. Numai să stăm așa, ca la zi, ca la un meci, să ne uităm. Avem noroc? Avem noroc? Avem noroc din ăsta prostesc să vedem ceva de genul? Nu, tu vezi de treabă, tu ai alte treburi pe viață. În viața ta.
Mai găsim, poate avem noroc de un argint mai mare, a? What? Stai. 48. Am văzut ceva. Am văzut un argint de level 80. Asta? Oh! Dude, tu vezi ce văd eu? Ok, deci tu ești pe pasiv. Avem Fire Wyvern-ul ăla acolo. Fuck, nu, că mă, sunt la cum mă lăcomesc și mă pierd aici concentrarea pe ceea ce este important, și anume faptul că avem un argint și că vrem să ne ducem repede acasă să-i facem ușa, să vedem dacă putem să luăm gândacul vieții. Mor, frate, mor. Deci, 3 silica apples mai avem nevoie. 3 silica apples mai avem nevoie. Și nu mai avem de unde. Mă atacă ceva din spate, nu. Fac atâmpitul cu câte 5 silica. Ar trebui să-mi upgradez târnăcopul ăsta, da. Așa. Bun, deci am făcut șaua pentru RG. În momentul de față, și acolo stăteam, nu aveam chitina, puii mei. Dar și caută și omoară carbonimis pe plajă. Așa, deci cu silica pulsurile astea ar trebui să fim super, super ok pentru a face show de quets. Să vedem dacă suntem în stare. Și dacă facem show de quets, asta înseamnă că nici mai trebuie... Tot, nu, n-am vrut să apă space. Nici nu mai trebuie să... Nu mai... Deci stăteam ca prostul. Mă, ce... Stai așa că îmi pierd gândul. Ce vorbeam eu, mă? Da, nici mai trebuie să ne mergem cu argiu. Ok, deci quet saddle, da? Craft one, finally! 50.000 de episoade mai târziu, Doamne Dumnezeule! Gimme! Dăm tot, nu lăsa nimic. Așa, unul este iguanodonul meu. Trebuie să mă gândesc dacă are rost să-mi pun pe iguanodon. Sau să mă mut pe trike. Trike cu câte viață are, frate? Nu, tu trai cu ăsta la altul. 15.000, 12.000. O, serios? Deci Iguanodonul o fi fost level mai mare. Nici nu mai știu. Chiar nu mai știu ce level avea Iguanodonul. Ok. Citronale, amarberii. Hai să vedem. Seed. Așa. Intoberry, steamberry, savoroot, rocaroot. Narcoberry, mejoberry, longgrass, citronale, azulberry. Nu știu, mă jur că nu știu care-i care. Ăștia-s cartofii, nu știu dacă vreau cartofi. Hai să băgăm una dintre asta. Hai să băgăm una dintre asta, că o să fie nevoie. What? În ce mă blochez, frate? Ah! Ok! Stai-te-n catopitul, mă, ce Dumnezeule! Bagă de acolo, mai friend, și crești! Am doar 165, dar n-am ce să-ți fac. Nu am ce să îți fac. Ok, pe tine te scoatem de aici. Ce-am făcut cu șaua de argi? Am pus-o pe tine deja, mă? Nu, keep saddle to ride. Asta e de pus pe quest. Ce-am făcut, mă, cu șaua de argi? A, uite-mă aici. Așa, deci my friends, la mătăluță punem așa, 1600, mai bag în movement speed că... My quets was killed! Îți bă joc! De ce, mă? What the fuck? Ce l-a omoră, mă? Am murit de foame, ce a avut? What the hell fuck? Du-te-ți bajul de viața mea! Ce l-a omorât, mă? Era pus pe pasiv, băga mi-aș piciorul să-mi bag!